Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă întâlnire cu metafizica cuantică, filozofia spiritualității, filozofia conștiinței și filozofiile orientale. În ultima vreme am primit o serie de întrebări referitoare la videoclipul pe care l-am postat de curând, referitoare la Simulation Hypothesis și la înțelegerea ipotezei simulării din perspectiva filozofiei Vedanta și a filozofiei Trika din Kashmir în corelație cu metafizica cuantică pe care o promovă. Și întrebarea viza dacă personal sunt de acord cu ideea că trăim într-o simulare și că dacă acord credit acestei ipoteze a simulării. De obicei încerc să păstrez o distanță epistemologică și axiologică față de temele pe care le prezint și pe baza cărora îmi întemeiez prelegerile, filozofările pe care le fac, dar cum întrebarea a vizat direct credința pe care o am și modul în care mă raportez eu la această ipoteză a simulării și la ideea de Matrix, nu doar la filmul Matrix, ci la ideea care a stat la baza filmului Matrix, aș spune că personal sunt tentat să accept această teorie, nu în forma în care este ea prezentată în film, nu în forma în care apare în filozofia actuală, adică nu ca o simulare realizată de o civilizație avansată, fie umană din viitor, fie extraterestră, extraumană, ci asupra faptului că întreaga lume este o simulare în conștiința sau în mintea cosmică, în conștiința cosmică, în mintea universală. Și practic, dacă pentru o singură clipă sau mai puțin de o clipă, conștiința cosmică ar pierde din vedere orice amănunt despre fiecare dintre noi, despre întreaga creație, aceasta ar dispărea, ar dispărea instantaneu din existență, acel lucru ar fi ca și cum n-ar fi existat vreodată. De altfel, sigur că acest lucru este în conformitate cu unele texte orientale, cu unele filozofii, mai ales legate de Shivaismul din Kashmir, care spune că, în esență, lumea pe care o experimentăm, în calitate de subiecți conștienți limitați, lumea pe care o experimentăm este, de fapt, aceeași lume pe care supremul subiect o experimentează din perspectiva fiecăruia dintre noi și prin intermediul fiecăruia dintre noi, care ne fi nimic altceva decât subiectul, decât supremul subiect însuși, și că toată această lume ar fi o reflectare a supremului subiect. Astfel încât, sigur că suntem o virtualizare într-o conștiință cosmică, trăim, dacă vreți, într-un Matrix. Termenul Matrix pare chiar inspirat din aceeași filozofie Trika, unde aceste energii care gestionează Universul poartă numele de Matrika sau de energii fonematice, energii care direcționează, ghidează creația, o face să răspundă necesităților fiecărui
Purusha, fiecarei entități conștiente care funcționează. Și că până la urmă, Purusha, fiecare entitate conștientă, nu este nimic altceva decât o oglindire a lui Shiva, a supremului subiect, în această oglindă care este energia sa creatoare, și că această oglindire a conștiinței în energia creatoare se realizează ca și cum ar fi o realitate tulbure, și această realitate tulbure face ca unul să apară multiplu, ca infinitul să apară finit, nemăsurabilul să apară măsurat și așa mai departe. Practic, noi trăim într-o astfel de simulare pentru că suntem ființe conștiente prin ceea ce Platon a numit participarea la conștiința cosmică. Iar această participare este chiar ceea ce ar fi pentru noi, această participare este chiar ceea ce ar fi pentru noi Matrix-ul și simularea. Acum devine din ce în ce mai la modă să vorbim despre inteligența artificială și am întâlnit chiar idei că, conform căruia această energie creatoare a divinității, această energie universală, n-ar fi altceva decât o mașină virtualizantă, o mașină care virtualizează ceea ce conștiința divină îi cere. Ar fi destul de greu să acceptăm că energia divină, care e în conformitate cu atât cu tradiția hindusă, care numește energia divină Shakti, cât și în conformitate cu tradiția creștină, care vorbește despre energia și de energiile Duhului Sfânt, că această energie ar fi nimic altceva decât o mașină. În momentul în care însă înțelegem această energie ca o structură virtualizantă, ca o structură care creează forme, creează aparențe, care le face să fie prezente și pe care noi le trăim ca realitate exterioară sau interioară, atunci putem să acceptăm că energia divină, una cu conștiința divină, inseparabilă de conștiința divină, reprezintă o astfel de virtualizare, o astfel de transformare a conștiinței și reflectarea acesteia în forme, lumi, obiecte ale percepției, obiecte ale conștiinței. Și că procesul de obiectivare și procesul de cunoaștere este un proces de virtualizare care are loc în interiorul minții divine sau conștiinței divine și că acest proces de reflectare este chiar ceea ce numim noi creație. Și noi, deși existăm într-un astfel de matrix, avem libertatea de a alege cum anume să ne exprimăm ca persoane, ca ființe și avem libertatea inclusiv să cunoaștem conștiința divină, să cunoaștem această energie creatoare și să fim în același timp, să ne bucurăm de acest univers care nu este nimic altceva decât o poveste, un vis. Dar dacă este un vis, noi putem să îl visăm alături de visătorul celest și să alegem din acest vis bucuria existenței împreună cu energia divină. Sigur, este o declarație, o modalitate de a ne afirma o aderență la o astfel de viziune filozofică, care nu este nici complet shivaită, nici complet legată de fizica actuală sau de
metafizica cuantică, ci este un mod în care am integrat în metafizica cuantică teoriile provenind din Shivaismul din Kashmir și am adăugat această ipoteza simulării, care nu este altceva decât o transpunere a vechii idei de Maya. Sigur că această idee nu este într-un totul rafinată, vor mai exista din partea mea cel puțin încercări de a rafina această teorie, această metafizică cuantică, până la punctul în care ea să poată fi coerentă și să poată exprima mai mult decât o opinie, o credință, o idee și să poată exprima o înțelegere filozofică, un model filozofic care să îmbine metafizica Orientului cu fizica modernă, în continuare a ceea ce a constituit cercetarea mea doctorală de la fizica modernă la metafizica Orientului, o viziune umanistă a Universului și ceea ce continuă o altă lucrare pe care am publicat-o anterior și care a fost realizată în timpul facultății, de la Nirvana la vidul cuantic. Dacă mai aveți întrebări, pornind de la ideile în ceea ce privește metafizica cuantică, din videoclipurile din seria Metafizica Cuantică sau din oricare altă serie de videoclipuri pe care vi le-am prezentat, vă rog să nu ezitați să formulați acele întrebări și să le scrieți pentru a putea să vin mai rapid în întâmpinarea ideilor și observațiilor și obiecțiilor dumneavoastră, atât cât pot răspunde, atât cât experiența și nivelul actual în care cunoașterea mea și modalitatea mea de filozofare este. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi minunată!